Salutare oamenilor și bine ați revenit la un giveaway. Știu că v-ați prins imediat că e vorba de un giveaway, că na, o să-i pun în titlu giveaway. De data aceasta nu o să facem fericiți 10 oameni sau 50 sau 2 sau 3, ci unul singur căruia o să-i acordăm un mouse HyperX Pulsefire FPS și un mousepad Preș, care dacă nu știu, îi se pare prea mare că îi acoperă tot biroul, poate să doarmă cățelul sau pisica pe el. Nu contează, o să facă ce vrea cu el. Ideea este în felul următor. Recent am publicat review-ul variantei noi a acestui mouse, adică Pulsefire FPS Pro, care are iluminare RGB și un senzor nou, dar care are o oarecare problemă în sensul că au schimbat materialele gripului lateral și este mult mai neplăcut față de vechea variantă, în sensul că îți alunecă din mână. Acum, poate asta e doar părerea mea, că este mai important un grip și o formă comodă decât un senzor mai bun, dar sunt curios ce părere aveți și voi, așa că în linkul din descriere către formularul de înscriere în concurs, am să vă rog să-mi spuneți ce vi se pare mai important, un grip super, super comod sau un senzor de top versus un senzor mai puțin performant, pentru că cel vechi este echipat cu PMV 3310. V-am zis, varianta nouă mie unul mi-alunecă din mână, varianta veche este mult mai confortabilă și mă simt mult mai bine folosindu-l pe acela. Peste o săptămână, fix din momentul publicării acestui video, am să mai realizez unul în care am să extrag câștigătorul, pe care îl voi contacta prin e-mail. Cam asta e toată chestia. Baftă! Pa!